ASEA Târgu Mureș reintră în teren săptămâna aceasta pentru confruntarea cu Rapid București. Partida este programată pentru miercuri, 8 aprilie, ora 21:30, pe stadionul din Giulești și contează pentru etapa 25-a Ligii I de fotbal. Elevii lui Liviu Ciobotariu se reîntâlnesc astfel cu fostul lor tehnician, Cristian Pustai, care antrenează în acest retur echipa Albvișinie, situată în acest moment pe locul 15 cu 22 de puncte. Miercuri 8 aprilie de la ora 21:30, ASEA Târgu Mureș va juca în Giulești cu Rapid într-o partidă din etapa 25-a a Ligii I. Elevii lui Liviu Ciobotariu vor întâlni formația clasată pe locul 15 cu 22 de puncte, antrenată din acest retur de Cristian Pustai, fostul principal al roșalbaștrilor. În partidele de pe teren propriu, Rapid are un parcurs modest cu doar 2 victorii și 5 egaluri în 12 partide disputate. După toate schimbările din iarnă, în cele 7 jocuri din retur, Rapid are 3 victorii și 2 rezultate de egalitate, golaveraj 5-4. De cealaltă parte, antrenorul Liviu Ciobotariu speră ca jucătorii pe care îi pregătește să continue seria excelentă din acest retur și să bifeze încă o partidă foarte bună, iar după 90 de minute să-și treacă în palmares punct sau puncte. Acestea au fost știrile din sport. Sunt Oana Mărginan, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. La revedere!